Salutare tuturor, numele meu este Magda și în videoclipul ăsta, după cum vedeți și în titlu, o să facem smash or pass. Mai pe scurt, în videoclipul ăsta, eu am primit niște poze cu tipi, de la tipi sau de la tipe, în secțiunea de comentarii de la o postare și o să spun dacă îmi place sau nu îmi place. Și să începem să vedem ce am salvat de acolo. No offense, dacă zic pass. Martin Garrix! Smash! Hell yeah. Martin Garrix e, și știți deja dacă mă urmăriți de când m-am apucat de YouTube, că e gen obsesia mea. Obsesie, gen. Un fel de obsesie. Cody! Din Zack și Cody. Smash! Mai mult, că... Adică nici smash, nici pass. Seamănă cu un prieten de-al meu pe care îl consider ca un frate și de asta parcă îmi vine cam greu, dar merge. Vlad Munteanu. Băi, Vlad este mult prea mic. Și eu într-o lună sunt majoră și nu-mi permit să vorbesc așa ceva. Dinu. Pass. Friendzone. Pass. Shawn fucking Mendes. Actualul meu prieten seamănă cu Shawn fucking Mendes. Deci, o să spun... Adică smash. O făcut. Cu un cățel în brațe și spun smash la cățel și pass la tip pentru că nu se vede fața și are brațele cam mici. În bradea satana. Smash, smash, smash. Savage baby, pass, pass. Mă uit la Game of Thrones, dar cu siguranță că îl cunosc pe Jon Snow. Și am văzut ultimele 7 minute din ultimul episod și pot spune smash that booty. Andrei Dobrin m-a amenințat dacă nu spun smash, dar e pes pentru că ești mai mic decât mine și... Și oricum, ai destule fete care vrea să facă asta, de ce să fiu și eu în marea grămadă care te idolatrizează? Andrei Moldovan! Andrei! De ce mă pui să fac asta? De ce mă pui să mărturisesc iubirea public pe YouTube? Dacă nu-l cunoașteți pe Andrei, Andrei are și el un canal de YouTube pe care o să-l las în descriere pentru că e de la mine, din Deva, și îl iubesc foarte mult și e gen tatăl meu protectiv și... Și nu pot să dau un răspuns pentru asta, pentru că ar fi dubios. Shelly. Bineînțeles că a fost Shelly în comentarii. Dar cum să spun smash or pass la ceva ce ai, ce ai already smashed? V-ați prins? Shelly, te rog să nu faci distract pentru asta. Acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, v-aș ruga să lăsați un like și să dați un share pe Facebook pentru că... Nu știu... Vă rog. Eu am fost Magda, acesta a fost episodul. Sper să ne vedem cât mai curând și să nu mai fac pauze din astea uriașe și...